ne-am adunat și am săvârșit dumnezeiasca liturghie cu toți împreună, dinainte planificat, ca să sfințim iconostasul acesta frumos împodobit cu stăruința domnului președinte, cu stăruința domnului primar și cu stăruința, bineînțeles, ca preotului paroh. Copiii se bucură că domnul președinte a găsit posibilități, a îndemnat oameni buni și datorită lui cărțile de religie au fost împărțite în toate bisericile, mai ales în eparhia noastră, pentru ce încă o dată vă mulțumim. Biserica Ortodoxă este unul din pilonii statalității Republicii Moldova. Vine mă critică mulți din cauza asta. De ce alta biserică? De ce biserica este susținută de mine? Eu tot timpul am susținut biserica. Cei care critică sataniști. Eu tot timpul am susținut biserica, o susțin în continuare, pentru că datorită credinței noastre ortodoxe, noi am trecut prin perioade și mai dificile.